am onoarea să vă salut, dragi prieteni, sunt Cristian Român și vă invit la o nouă călătorie prin lumea scepticismului. Da, săptămâna trecută am discutat, am contraargumentat ceea ce prezenta un medic homeopat în legătură cu problemele, să zicem noi, ridicate de homeopatie. A fost acea emisiune cumva un model de a felului în care funcționează pseudoștiința. Așa cum o spun de fiecare dată, pseudoștiința nu prea se bazează pe dovezi. Pseudoștiința nici măcar nu are nevoie de dovezi. Pseudoștiința urăște dovezile. Ea trece dincolo de dovezi și își formulează argumentele pe bază de vorbe. Pe de altă parte, am mai zis și cu alte ocazii. Există un adevărat război împotriva științei. Un război care se poartă cu aceleași arme, cu vorbe. Cu vorbe care, de fapt, nu spun nimic. În momentul în care încerci să vezi dovezile care s-ar putea afla în spatele vorbelor, găsești cumva așa un soi de fum, nimic concret, nimic palpabil, eventual găsești alte vorbe. Pseudoștiința, atunci când intră în zona medicală, transformă războiul, un război al cuvintelor, într-un război cu victime. Pentru că, și nu știu de ce se întâmplă acest lucru, mai degrabă sunt crezuți tot soiul de personaje care fac afirmații, cum să vă zic eu, complet aiurea. Și am dat exemple de-a lungul timpului în această emisiune, decât să fie crezuți medici onești, medicii care folosesc acea așa numită medicină, să zicem noi, alopată, îi zic ei de fapt, nu noi. Pentru noi, sceptici, nu există decât o singură medicină, cea care se bazează pe dovezi, iar nu pe vorbe. În ultimii ani, în România, s-a început, în cadrul acestui război împotriva științei, în cadrul unui război mai vast, care se poartă împotriva medicinei, o campanie împotriva vaccinărilor. Am avut mai multe emisiuni legate de acest subiect de-a lungul timpului. Și consecințele acestui război, așa cum v-am prezentat în emisiunile trecute, chiar anul trecut am avut vreo două dedicate acestui subiect, se văd deja. A apărut pojarul. Sunt copii care se îmbolnăvesc de pojar pentru că părinții lor au refuzat să îi vaccineze. Pojarul, în anumite condiții, poate fi o boală mortală. Consecințele le vom vedea de-a lungul timpului, pentru că, așa cum arată statisticile, din ce în ce mai puțin părinți doresc să-și vaccineze copiii. Sau mai bine zis, din ce în ce mai mulți refuză vaccinarea. Cred totuși că există o majoritate a părinților care nu au fost pătrunși de vorbele de-a dreptul apocaliptice pe care le poartă mișcarea antivaccin în România. Dar iată că de curând am găsit, de fapt mi-a fost recomandat de grupul de pe Facebook Pseudoștiința în România, un articol de pe site-ul unei organizații. Este o organizație care și atunci când a fost vaccinarea împotriva virusului papiloma a fost foarte vehementă. Și consecințele vehemenței acestei organizații și altor grupuri destul de bine organizate s-au văzut. Practic, vaccinarea împotriva virusului papiloma, cel care provoacă, așa cum știți prea bine, cancerul uterin, în România este sub semnul eșecului. Nu li s-a explicat oamenilor suficient de bine latura științifică a problemei. În schimb, pseudoștiințificii își găsesc totdeauna timp pentru a, cum să zic eu, pentru a-și răspândi elucubrațiile. Și nu este un cuvânt foarte tare. Vă spuneam că pe grupul de Facebook Pseudoștiința în România am găsit o trimitere către un articol
al acestei organizații. Putem să vedem, am chiar pagina aici în față, este, se numește articolul cu pricina vaccinul împotriva poliomielitei, 10 argumente împotriva vaccinului antipolio. Bineînțeles, nu putem citi de aici pentru că scrisul este foarte mic, dar am vrut să vă arăt că site-ul ca atare există. Pot să revin în cadru. Există, această organizație are mai multe site-uri pe diferite orașe și pe lângă alte subiecte de care se ocupă, sunt foarte vehemenți împotriva vaccinurilor. Și înșiră acolo, în acea pagină, 10 argumente împotriva vaccinării contra poliomielitei. Poliomielita este o boală cumplită. Este o boală cumplită. Mulți dintre cei care au contractat-o, sau mai bine o parte dintre cei care o contractează, rămân cu sechele pe toată viața. Dar noroc că prin anii 50 a fost descoperit vaccinul împotriva poliomielitei. Și de atunci lucrurile s-au schimbat. Nu cred că ați mai auzit de cazuri de poliomielită în România. Era o boală relativ frecventă la noi și peste tot în lume. Chiar un președinte al Statelor Unite, Roosevelt, suferea de sechelele poliomielitei. Nu era așa o chestie rară. Dar haideți să vedem argumentele pe care ni le prezintă personajele despre care vom vorbi în această emisiune. Și haideți să citim. Punctul 1. Cauzele poliomielitei, stresul și alimentația nesănătoasă. Nu virus. Noi știm acum că este un virus, sau mai bine este o gamă de virusuri care provoacă poliomielită. Nu e virusul, n-ai mâncat sănătos. Pe vremea aceea, prin anii sfârșitul secolului 19 până la jumătatea secolului 20, eu nu cred că era, exista chiar așa o alimentație nesănătoasă. Nu apăruseră toți conservanții ăștia chimici. Încă se mai mânca sănătos. Dar haideți să vedem, să citim. Factorii favorizanți acestei boli, deja din anii 30-40, când s-a observat o legătură directă între nivelul scăzut al glicemiei și apariția bolii. Deci o scădere a glicemiei, pac, duce la boală. În special, doctorul Sandler, nu știu cine este, a arătat condițiile în care au apărut în SUA cazuri de poliomielită. Zile foarte fierbinți de vară, în care se depune un efort fizic mare, însoțit de un consum de produse cu zahăr. Cola înghețată, produse făinoase cu zahăr. Toate acestea duc la o creștere exagerată de insulină, care va scade glicemia și crește receptivitatea la poliomielită. Deci nu virusul, o alimentație nesănătoasă. Eu vreau să vă spun că poliomielita era cunoscută și în vremea Egiptului antic. Evident, ca să fiu mai corect, epidemii mari de poliomielită sunt semnalate abia după 1850, deci ultima jumătate a secolului 19. Dar să știți că în vremea aia nu exista o alimentație chiar așa bogată în zahăr. Zahărul era mai degrabă un lux, dar nu contează. 2. Poliomielita este o boală a civilizației. Epidemiile de poliomielită sunt cunoscute doar începând cu secolul XIX și mai multe dovezi la concluzia că poliomielita este o consecință a civilizației, în special datorită obiceiilor alimentare nesănătoase. Mă rog, nu știu ce obicei alimentari nesănătos erau în acele vremuri. În continuare vă zic, zahărul era mai degrabă un produs de lux. Nu exista această industrializare masivă a alimentelor. Mai degrabă îndrăznesc să zic că până așa, pe la 1950, multă parte din multă populație din Europa chiar suferea de foame. Au fost probleme mari. Da? Dacă e să aruncăm niște argumente, le aruncăm. Lipsa contagiozității. Punctul 3. Modul de transmitere al bolii nu a fost cunoscut pe vremea doctorului Sandler și nu este cunoscut nici până în ziua de astăzi. Ba, este foarte cunoscut. Tipul de transmitere a poliomielitei este un virus care se transmite pe cale orală sau pe cale digestivă. Nu vreau să intru în detalii pentru că informațiile ca atare, surprinzător, sunt foarte ușor de găsit. Dar personaje care postează asemenea lucruri pe diferite site-uri nu interesează informațiile, ci interesează numai
să le zicem noi între ghilimele, argumente. De fapt, sunt niște pseudo-argumente care să le susțină punctul de vedere. Punctul 4. Vaccinarea din Africa sub semnul întrebării. Și vă rog să aveți răbdare până la sfârșitul emisiunii, că voi da niște detalii. Un studiu făcut de către Organizația Mondială a Sănătății în Guinea arată că în cazul copiilor care au fost vaccinați cu cocktailul de vaccin împotriva difteriei, tuse convulsive, poliomielitei și tetanusului, ei se oriză de ce dublu față de copiii nevaccinați. După părerea mea, Hans Stolzin, de fapt e traducerea unui articol al lui nenea asta, Hans Stolzin, care este jurnalist. Știe să manipuleze lucrurile. Vaccinul antipolio sau unul dintre componentele lui toxice joacă un rol important. Populația din Africa respinge vaccinul antipolio fiindcă suspectează faptul că prin aceste vaccinuri se încearcă un program de control al populației. Rețineți și această idee. De fapt, prin vaccinarea de masă și în cazul poliomielitei, împotriva virusului poliomielitei, e conspirația mondială legată de control rolul populației. Dar vom reveni asupra acestui subiect. Da, haideți să luăm niște informații legate de poliomielită. Și am fost pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății, tocmai ce a fost citat ceva mai devreme, în care sunt prezentate câteva key facts, fapte esențiale, lucruri cheie legate de poliomielită. Poliomielita afectează în principal copiii sub 5 ani. Deci mai degrabă sunt afectați și rămân consecințe pe termen lung în cazul copiilor care au vârste până în 5 ani. În cazul, putem să arătăm pe ecran, pentru că poate nu traduc eu corect. Deci aici este luat de pe site-ul care îl vedeți dumneavoastră pe ultimul rând. La 200 de infecții rezultă din 200 de infecții una duce la paralizie ireversibilă. Dintre cei paralizați, între 5 și 10% mor datorită faptului că pur și simplu le paralizează și mușchii plămânilor. Sistemul care asigură respirația. Cazurile de poliomielită au scăzut cu 99% începând din 1988, de la 350.000 de cazuri la 1.349 de cazuri raportate în 2010. Asta nu din cauza vaccinului, din cauza că poate am început noi să mâncăm mai sănătos. Culmea este că aceste cazuri de poliomielită apar chiar în țările subdezvoltate. Noi ăștia alanții mâncăm mai sănătos cu chimicalele astea, cu toate nenorocirile astea. Noi nu mâncăm carne bio, mâncare bio. Aia nu pot mânca altceva decât ce le produce lor, pământul. În 2011, numai 4 țări, Afganistan, India, Nigeria și Pakistan, mai existau epidemii, sau era poliomielita era încă endemică față de 125 de țări unde poliomielita era endemică în 1988. Sar peste primul punct de acolo, mă rog, nu vreau să... Unde se vor concentra campaniile de vaccinare? Afganistan, Pakistan, Nigeria... Și e o idee foarte importantă aici. Câtă vreme un singur copil rămâne infectat, copiii din toate țările au riscul de a contracta poliomielita. În intervalul 2009-2010, 23 de țări care până atunci erau considerate eliberate de poliomielită au fost reinfectate prin importarea virusului. Chiar și în Statele Unite au fost semnalate cazuri de poliomielită. Trăim într-o era a globalizării. Virusul, prin purtătorii săi, se poate deplasa oriunde pe această planetă. În cele mai multe... Mă rog, nu mai dau detalii de aici, dar ideile principale le-ați înțeles deja. Poliomielita. Incidența poliomielitei a scăzut tocmai datorită faptului că au existat campanii de vaccinare foarte intense. Dar nu din cauza vaccinului, ci din cauza că, ce?
Ne-am refăcut modul de alimentare sau ce? Nu contează. Când este vorba de pseudo-știință, lucrurile nu trebuie să aibă legătura cu dovezile, ci cu vorbele. Vreau să vă mai arăt un grafic tot al Organizației Mondiale a Sănătății. Bineînțeles, cei care poartă război împotriva vaccinurilor vor susține că sunt ale Organizației Mondiale a Sănătății. Datele care sunt organizații este în slujba ocultei internaționale. Vedeți în grafic cu bare, e reprezentată scăderea, variația numărului de cazuri de poliomielită din 1980 până în 2009. Și cu liniile acelea roșii, respectiv albastre, sunt reprezentate procentul din populație, din zonele respective, care a fost vaccinat. Vedeți că pe măsură ce procentul de populație care este vaccinat crește, scad numărul de cazuri de poliomielită. Care e problema? Nu datorită vaccinării, bineînțeles. Datorită faptului că, eu știu, soarele a început să emită niște unde vindecătoare, cu siguranță. Dar să mergem mai departe. Vaccinul este foarte periculos. Este o idee cumplită pe care o răspândesc aceste personaje care îmi este greu să le calific în vreun fel sau altul. 5. Deci, paralizi la copii prin vaccinare. Un vaccin poate provoca boala, a se citi prospectul. Poate provoca boală, a se citi prospectul. Cei vaccinați pot infecta la rândul lor persoane sănătoase și chiar după 10 ani încă pot elimina virusul. Asta este o ireală. E o minciună sfruntată. Nici n-ai cum să mai demonstrez, pentru că știți care e problema? E aruncat o afirmație din aceasta, fără vreo referință, e acolo trecută referința, punctul numărul 3, dar este o gogoașă de pe alt site de pe internet. Nu este o lucrare științifică. Nu știu de unde are informația asta, dar e suficient să fie publicată pe un site oarecare, că pac, au luat-o toți cei care vor să se războiască cu știință. Acest lucru ar trebui să devină dintre Organizației Mondiale a Sănătății, care încearcă să eradicheze boala. Ce vă spuneam eu mai devreme? Da. Cazurile de poliomielită din ultimii 10 de ani au avut și ca și cauză doar virusul domestic și nu pe cel sălbatic. Paiurel. Nu mai contează. Poliomielita poate fi tratată și să vedeți cum. De fapt, poliomielita, și verificați pe site-urile universităților de medicină din toată lumea, poliomielita nu are tratament. Pot fi tratate simptomele, pot fi ameliorate simptomele, dar ea nu poate fi tratată. În urmă cu 50 de ani se cunoșteau deja metode eficiente pentru poliomielită. Mă rog, pentru tratarea poliomielitei ar fi trebuit să spună. Renumitul doctor Pierre Delbert folosea clorura de magneziu, iar medicii de homeopatie, precum normal, poliomielita se vindecă pe bază de homeopatie. Homeopatia a apărut pe la 1850, așa să zicem noi, de fapt mai devreme. De ce au mai fost epidemii de poliomielită până a început vaccinarea? Și nu s-au putut trata cu produse homeopatice. Nu contează. Deci, medicii în homeopatie, precum prof. Andrei Lvov, au descoperit că virusul poliomielitic moare la 40 de grade Celsius, iar febra nu trebuie scăzută în mod forțat cu medicament. Deci lasă-l pe ăla să facă febră până o muri. Că mare virusul. De ce nu s-a întâmplat până acum? De ce în vechime? Când epidemii de poliomielită apăreau și pe la sfârșitul secolului 19. Atunci nu prea erau medicamente din acestea care să domolească febra. Oare de ce se mai îmbolnăvea? Dar nu contează. 7. Efectele secundare la vaccinării. Aceeași măgărie. Într-adevăr, pe toate vaccinurile veți găsi aceste efecte secundare, pe care nu le mai enunț. Unele sunt lipsite de gravitate. Nu știu dacă pe prospectul vaccinului antipoliomielitic apar chiar toate astea. Nu vi le mai citesc. Dar ideea este că se întâmplă foarte rar. Medicii știu cum să prevină apariția efectelor secundare. Dar nu. Important este să rupem niște lucruri din contextul lor. 8. Regresul poliomielitei este independent de vaccinare. Tocmai ce v-a arătat eu graficul ăla de mai devreme. Tocmai ce v-am dat
din site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. Informațiile cum că nu este așa. Statisticile din Germania și alte țări nu pot dovedi dacă este legătură între scăderea cazurilor. Nu, în Germania și în alte țări dezvoltate, practic poliomielita a fost eradicată. Ea mai apare din când în când pentru că există copii nevaccinați, iar virusul i-a adus din cu totul altă parte. Odată cu introducerea vaccinului oral Sabin, s-a încercat o modificare a definiției medicale care să dovedească faptul că vaccinul produce regresul bolii. Nu știu ce înseamnă asta cu regresul bolii. Practic, boala nu mai apare atunci când ești vaccinat. Dar nu contează. În pseudoștiință nu contează lucrurile astea. Nu, nu s-a putut dovedi necesitatea vaccinului. Lipsește dovada necesității vaccinului antipoliomielitic, deoarece nu există date comparative ale bolii la cei vaccinați cu cei nevaccinați. Cum să vă zic eu, este suficient să vezi zonele în care încă este endemică prezența poliomielitei ca să vezi că acolo nu se asigură vaccinare. Dar aici s-a aruncat o afirmație. S-a aruncat o afirmație. Nu e susținută de nimic. E foarte greu să combați asta. Trebuie să mergi, să vezi statistici. Omul care este deja speriat văzând asemenea text, nu își va mai vaccina copilul. Astea sunt consecințele războiului împotriva științei. Rolul neclar al vaccinului, punctul 10. Întrebările părinților îngrijorați privind lipsa unor publicații și studii științifice care să evidențieze o izolare și o cunoaștere clară a virusului, îi găsiți și poza pe net a virusului. Există. Virusul este foarte bine cunoscut și definit. Deci, nu iertați că m-am puțin enervat. Deci, întrebările părinților îngrijorați privind lipsa unor publicații și studii științifice care să evidențieze o izolare și cunoaștere clară a virusului poliomielitic și, prin urmare, cunoașterea calităților și proprietățile virusului, ale patogenității lui, cauzatare de boală, nu au primit răspuns nici până în ziua de astăzi de la autoritățile germane de 2 ani încoace. Mă rog, exprimarea este de acolo. Nu, lucrurile sunt foarte clare. Iarăși, este suficient să intri pe internet și să cauți lucrări științifice dedicate poliomielitei. Nu pot să vi le prezint eu pe toate aici. Lucrurile sunt foarte clare. Dar nu, trebuie să arunci cumva o îndoială. Și vreau să vă mai citesc un fragment dintr-un articol care a apărut în publicația Emerging Infectious Disease a Centrului de Control al Bolilor din Statele Unite. Este volumul 15, numărul 6, iunie 2009. Opoziția religioasă la vaccinarea poliomielitică. În 1988, inițiativa globală de eradicare a poliomielitei este o inițiativă globală prin care chiar asta se încearcă, eradicarea poliomielitei. A reușit să reducă infecția cu virusul poliomielitic. Datele vi le-am arătat eu ceva mai devreme. În 2009, erau câteva țări în care poliomielita rămăsese endemică. India, Nigeria, Pakistan și Afganistan. Ce v-am spus eu mai vreme. În 2008, au mai fost detectate cazuri în alte 14 țări. Textul l-am fragmentat un pic, el este un pic mai lung. De unde a apărut și de ce nu se poate rezolva problema într-unele din țările astea enunțate mai devreme? Tocmai datorită opoziției fundamentaliștilor musulmani reprezintă factorul major în eșuarea programelor de imunizare împotriva poliomielitei în Nigeria, Pakistan și Afganistan. Trei țări din cele patru. Să vedem și argumente vin fundamentaliștii musulmani. În primul rând, ei au venit cu ideea, dacă vă uitați acolo, în Afganistan, triburile talibane au dat o fatwa, nu știu cum se numește asta, ce ar însemna în metodologia musulmană de răspândire a informațiilor, afirma că vaccinul antipoliomielitic, vă spuneam eu, spunea mai devreme, cel pe care îl citasem din România, că este acuzat că face parte dintr-un program de control al populației. Ei bine,
Talibanii au denunțat vaccinarea sau vaccinul antipolio ca fiind o chestie americanească prin care se încearcă să se sterilizeze populațiile musulmane. O altă superstiție răspândită de către extremiști este că vaccinarea împiedică dorința lui Allah. Pot să revin în cadrul nostru, în cadrul acesta, al emisiunii noastre, pentru că și la noi a fost o emisiune religioasă în care vaccinarea era considerată o ofensă adusă Domnului, o joacă de-a Dumnezeu. Extremele se atrag totdeauna. Nu știu ce să mai adaug, dragii mei prieteni, decât că poate ar trebui să se întâmple ca și informația de bună caritate să ajungă la cât mai mulți oameni. Dacă această emisiune aș fi făcut-o împotriva vaccinării, aș fi avut mult mai mulți telespectatori decât așa, făcută emisiunea în favoarea vaccinării. Mult mai ușor pătrând ideile astea apocaliptice, conspiraționiste, decât ideile simple, ideile care sunt bazate pe dovezi. Din păcate, nu mai am mult timp, trebuie să mă pregătesc să închei această emisiune, dar vă dau întâlnire săptămâna viitoare, în același loc și la aceeași oră, al dumneavoastră, Cristian Rom. Start în carieră.